Hello, hello! Bine v-am găsit sau bine ați revenit pe canalul Fly Travel Vlog! Un nou vlog, o nouă zi, aceea zi, poate că am făcut și două vloguri și trei vloguri în aceea zi, de-aia sunt și îmbrăcat la fel. În vlogul trecut v-am arătat unde am fost, când am cules diverse, adică și hribi și frăguțe, n-am găsit decât câteva, dar în schimb mure, chestii de genul ăsta, așa, a rămas să mergem după un păstăr sau după un clan. Și acum, bineînțeles, cum o stăm mai bine la o masă copioasă, facem un grătar, așa că să trecem la treabă, să facem un grătărel și să mâncăm ceva împreună, zic. Ce ziceți voi de coasta asta și de ceafa asta? Bineînțeles, asta din zona de aici, din Secuime. Și acum vom pune și niște cârnăciori din aia cu cașcaval special, vorba al cumnatul. Cârnăciori special. Ia uite. Eu uite, știu câți hribe am găsit. Bine, nu eu, fetele. Norocoasele mele, fete. Ia uite ce hribi frumoși și mari. Unii chiar sunt foarte mari. Ia uite. Și mai avem aici ceva. Sper să fie și ăștia la fel de bun. I-am pus mai separat așa. Să vine cineva să-i vadă. Așa că, eu zic că încurcăm ceva aici. Să vă arăt ce avem noi aici. Aburind așa. Adică sunt niște cârnăciori, genul rotenești, dar nu sunt, din zona din Secuime de aici, cu cașcaval, ceafă și coastă de porc. Dacă vă arăt imediat. Eu zic că e genial. Ia uite, uite ce ceafă avem. Și un cârnăcior cu cașcaval. Bineînțeles, cum mănânc eu, cu o salată de roșii. Adică cu roșii. Și ca să fie treaba bună, avem și ceva. Ustoroi. Hai că vă spun imediat cum este această mâncare. Nu v-am spus de pâinea asta care e din Covasna, din Comandou mai precis, făcută de un localnic. Un localnic. Nu, o localnică. Da? În primul rând, avem aici o zlăninuță. Unde e camera? Aici e camera. Ia uite. Juicy. Marvinț. Tu vezi, nu? Soțioare, ești pe vlog? Te-ai băgat în vlog? Iar, bineînțeles, eu mănânc grătarul cu roșioară. Nici nu vreau să știți cum e. Nu vreau să știți, dar e foarte bun. Știu că vă fac poftă. Dacă sunteți la masă, să aveți poftă și voi. Iar cârnăciorii ăștia, cum se numesc? Cașcaval. Cârnăciori cu cașcaval, dar nu știu de unde, din Secuime, de aici sunt. Da, oricum. Da, au lumea în gură. Da, da. Mă. Plăznesc în gândul. Deci sunt genial, uite cașcaval. Nu se poate, nu se poate. Bineînțeles, cumnatul s-a ocupat de grătarul ăsta genial, își merită nota 10. Mâncarea este genială, cârnăciorii, ceafa, ceafa nu-i din pomer, apropo, da? Vă las să mâncați, dacă sunteți o masă, să aveți poftă și voi și continuăm. Bineînțeles, și la un pahar de vin alb. Că așa e frumos. Mie îmi place alb, vinul roșu. V-am țucat. Hai rămas. Poftă bună. Doamne, așa, cum e carnea asta? Adică cum e cotletul, dar și cu bucata de os. Deci carnea asta e genială. Și stai aici. Deci am să scoate mușchiul separat. Deci e fragedă. Fragedă să... Și îți dai seama că nu e tăia porc acum. Deci e genial. Și o să tai așa. Usturoi. Ce mai bun? Eu știu că vă fac poftă. Ce mai bun să mănânci cu un căsel de usturoi? Și închidem, bineînțeles, cu o feliuță de roșie. Bun? Bun cu bun să face. Deci după masa asta copioasă, eu zic că un pic de mișcare, într-adevăr, burniți așa, și după un șpriț, mamă, ce mai bine decât un pic de mișcare, bineînțeles, să ieșim cu fetele un pic pe aici, pe stradă. Pe stradă, pe drum, pe alee, nu știu cum să urmesc, pe drum, pe stradă.
Nu e stradă, că nu e asfaltată, da? E tot stradă. Hai, da, frumos. Da? Hai că facem un pic de mișcare, că e genial. Doamne, ce aer curat. Și e cald. Comandău, 1176 cota. Am să fac un vlog și să vă spun ce puteți să faceți la Comandău și ce puteți să vizionați aici, în zona asta. Sau nu să vizionați, cât să vizitați. Sper că zi bine, să vizitați. Nu de la șprițul ăla sau de la coasta aia de porc, ce a făcut toate cele și un pic de usturoi. Da. Hai. Încheiem vlogul aici, cu această masă copioasă, cu grătarul ăsta minunat. Așa că, dragilor, dacă ajungeți la Comandău, aveți ce face și eu vă salut de aici. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul meu, Fly Travel Vlog. Toate bune, rămâne sănătoși, un like și un subscribe. Știu sigur că veți da v-am țucat din Comandău. Pam, pam!